În ședința de miercuri, pe ordinea de zi, printre altele, vor fi trei puncte principale. Puncte pe ordinea de zi principale, în afară de chestiuni tehnice care țin de administrarea unei societăți, vor fi aprobarea listei de investiții a SC Construcții Reparații în sensul dotării și înnoirii parcului auto al societății, pentru că problemele întâmpinate în această iarnă ne-au deschis ochii și ne-au convins, în virtutea și a bunei colaborări cu domnul primar al orașului, să achiziționăm pentru iarna lui 2013 un utilaj de dezăpezire marca Mercedes Unimog. Pentru îmbunătățirea activităților specifice vom cere aprobarea Consiliului Local întrunit în AGA pentru achiziționarea unei autovitanje noi, a unor camioane, a unor tractoare. Alte puncte pe ordinea de zi vor fi aprobarea bugetului pentru anul 2012, respectiv aprobarea execuției bugetare pentru 2011 și ultimul punct pe ordinea de zi va fi prelungirea sau nu a mandatului administratorului în speță Bucnaundrăg. Ședința va avea loc mâine în sala de consiliu a primăriei, începând cu ora 17.